dimineața, dar de fapt e vreo 3 după amiaza. Ce frumos e afară, cum adie vântul, Doamne. Aveam și o melodie să vă dedic, dar nu vine nimic în minte. Cu ce m-am ales în viață? Uite, astăzi am hotărât să-mi etalez toți banii pe mine. Vreau să strâng $1,000,000 cash. Și m-am hotărât să-mi fac și haine și de-astea, dacă tot am prea mulți, să-i pun pe mine. Mă duc să-mi cumpăr o înghețată, că mi-e caldă, nu mai pot, mă duc să-mi cumpăr o înghețată, după care mergem la masaj și la solar. Stați un pic. Are o formă mai deosebită, dar este foarte bună. Bună ziua, domnul patron! Bună ziua, Loredana, ce faci? Filmez! Filmez? Da! Foarte mișto, dar nu cu înghețata, nu dă bine. Ei, nu dă bine! Da? Mă duc la masaj! Da? Aha! Din ce an e ceasele? Face schimb? Nu, că tu iau, ce mai frumos al tău, nu-i frumos. Ba da, pe recolantat al meu, e altă culoare. A fost uitat, de cadou, așa. Bună! Bună! Ce faceți? Bine. Am venit la masaj. Și la solar. Aici este masajul, nu? El este cel care mă masează și mă scapă de celulită într-o lună de zile, nu mai am pic de celulită, nu? Corect. Mi-a promis, deci... Cu siguranță m-a scăpat de ea. Da, eu mănânc o înghețată sănătoasă, care nu ajută deloc la apariția celulitei și nici nu o favorizează. Și mă schimb și începem, nu? Da, trebuie să te pregătești și revin imediat. Înghețată sănătoasă. Înghețată sănătoasă. Mă schimb ca să mă masez. Ce zuc? Nu, ca și grad de celulită este puțin, nu mai mult. Ai un gradul 1 de celulită, nu ai un grad foarte mare. Ce deci înseamnă că poți să pun destul de repede de ea. Până la astăzi maxim. Până și LPG-ul îmi place. E un tratament care nu e cel mai plăcut. Nu-mi place să mă bag la împachetări, că pun argele alea pe mine, aolo, trebuie să stai, să le dai jos, să te curezi bine, să te speli. Dar este necesar pentru eliminarea toxinelor și apei pe care o reții din corp. Într-adevăr, combinându-le pe toată dată, te ajută. Sunt cam mult mai repede de celulită. Căldură mare văd în paradis, nu în iad. Pune mâna pe mine ca să vezi cum arc. La umbra blocului mi-aș pune un hamac să le vezi să fac. Mă cam dor gabele. Da, dar tu cred că ai o mică febră musculară acum. Da. Se simte că ești destul de încordată. Și după masaj merge să o am? Da. Eu mereu fac. E ritualul meu, după masaj fac ăla. Chiar prinde ceva mai bine. Pentru că am ulei. Foarte am bine cu ulei. Se vede ce uita pe cameră? Nu, nu apuc. Se vadă. Oricum, ca să scapă celulită, e nevoie și de unde e ceva nu scap pur și simplu de celulită, că faci și masaj, nu? Adică regim alimentarul... Da, contează foarte mult și regim alimentarul. Puțin sport, nu? Și puțină mișcare și regimul alimentar te ajută foarte mult.
Acum dacă faci masaj articulării și mănânci mai la fast food, celulita tot timpul o să rămână. Mici topor, nu ai voie? Alimentare? Nu. Nu prea. Dacă vezi că de celulită, nu. Ce facem acum cu situația asta? În situația asta mă chinui... Convințată? Da. O vreau să fac mai mult sport și vreau să-mi iau antrenor și să mă apuc de sală. Intens. Și combinate toate câte fac eu plus sală, ar fi culmea în 3 luni de zile să mai am celulită. Eu am și un tonus bun, sau cel puțin așa cred eu, am carnea foarte tare pe mine, nu? Da. Nu sunt tocmai vreo fleșcăită de aia. Nu, masa muscular oricum este foarte bine. Da, așa mă relaxez, Doamne, nu ia somn, aici. Dacă mă lăsați și ne-ați fi voi cu lumină, eu tot jumătate de oră, da-mi treabă. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Toate femeile să vină la masaj. Nu știți ce pierdeți. Ei, cred că majoritatea fetelor fac masaj, nu? Da. Dacă am până la ce vârstă vin femeile? De la ce vârstă la ce vârstă? Și marjă de la 20 de ani până la 50-55. Oh. El chiar muncește la masaj. Este unul dintre cei mai buni masări pe care i-am văzut eu vreodată. Da, a scăpat cineva de celulită doar prin masaj? Sunt persoane, dar într-adevăr și cu ajutorul unui regim alimentar. Eu am o lășire tot. Așa se întâmplă când vine masaj. Te ia somn, nu te moleșești. Dar febră musculară până acum? Nu luăm masaj pe anticeletic? Nu prea. De rar. Pentru că oricum fac body time care e destul de puternic și abia mai fac febră de la ăla. Da, într-adevăr, fiind o persoană activă, cam greu să apară febră musculară la masajul. Am auzit că nu e ok să faci vânătăi. Da. Este ok, că în momentul în care ți apară vânătaia pe corp, înseamnă un traumatism al tegumentului. Înțeles. Plimbați cu masa de colo-colo, n-aveți milă de mine. Mai țin ce scoatem pe hol? Mai aveți puțin, mă scoateți pe hol sau mă ziceți în camera aia. Aiure, m-ați văzut o viață femeia morțită aici, de nu pot nici să vă ridic. De ce mult îmi place? Să umpleți batistele de mila mea. Sunt așa amărâtă, după ce că mă vedeți aici neajutorată pe masa de masaj, nu mai și învârtiți cu masa. Mă ia somnul, să nu mă deranjați. Ce mișto e să ai masorul tău personal care să vină acasă. Așa vreau să am următorul sezonul meu, masorul meu personal. Masaj, te relaxezi, îți poți să dormi. Da, nu? Așa zice. Am suferit destul la viața mea, nu mai vreau dureri. Vreau doar să nu mai am celulită și să am 1 milion de euro în cont și să mă măriți și să fac 4 copii. Cer prea mult? Nu. Păi zică, sunt o femeie ambițioasă, care vorbește mult. Nu vrei să te somn fac așa, dar nu știu, ți-a mântit. Și jur lumini, ha, ca o tempă. Și când dansează, dansează, uite cum bazul-i vibrează. Îmi place când se defocează, de face, uite, sfârnează. Deci, din până la urmă, cât timp o scap de celulită, atâta vreau să aud.
Aici, cum arată? În funcție de regimul alimentar pe care îl ai, o lună, o lună jumătate. Cât mai avem până la concediu, calculăm trebuie de... să știu dacă până la concediu sunt cum trebuie. Am rămâșit. Deci iată că până la concediu nu ai promis. Facem tot posibil. Dar tu promis cu un regim alimentar? Da. Y que mucha gente no se cuida, pero es que si no me sacrifico no voy a poder adelgazar. Stau aici avocată cu capul, mă rog la stele. Fac o incantație ca să dispară celulita. Da, eu știu că am fost bărbat într-o viață anterioară. Semăn cu un bărbat? Nu. Conchita mă fac. Cu un barbă. Pe banii mei, pe barba mea. Pe banii mei, pe barba mea, a, a, da, da. Tot ce-am făcut, tot ce-am făcut în viața mea. Gata, ne facem. Să facem cu față. Tați așa. Ce manichiură drăguam? Nu? S-am și la picioare, la fel? Da, nu e drăguț? Se poate. Acum chiar nu am somn. Am musculatura atât de importantă cu mătarea atât de tare. Poți să-mi calmează, să relaxăm un pic, să-mi știu la filmare. Ți-l relaxa, că dacă l-am contez, o să doar un eroc. Da, pe față mai am ce uită? E bine, să răspundă pe mai. Că mă se pare că nu te-am. Ia să vezi, este foarte puțin. Foarte puțin am adus. Toată ziua mă duc de salon în salon, mă citesc mai plac, de totul să mai fac, să fiu relaxat. Stau cu stres, că nu știu cu ce rochie să mă îmbrac mâine la capat. Nu știu, problemele mele existențiale. Glume și eu, zice că vorbesc la mișto doar, dacă m-aș apuca acum să-mi zic și eu toate problemele. Nu e frumos, trebuie să distrăm lumea. Nu, după ce că ți-ai supărat să mă apuc să mă zic și aolo, dar ia uite ce-am făcut, aolo, dar ce-am făcut. Mai trebuie să se distreze. Să vină la masaj, să se relaxeze. Aolo, mama mea. Te cam aolești. Păi mă aolesc că mă dor masele. Da, din cauza că e foarte curat. Ce să zic? Acolo mă doare. Auzi, dar poți să-mi apeși pe spate sau nu-mi trăznui spatele? Haideți să încercăm să facem. Vezi, nu rog. Sunt ceva că se trăznească un pic o oameni. Dar nu rog să mă speri. Nu rog.